Sunt Ionuț Rită și aproape 10 ani am fost ofițer în cadrul serviciilor de contraspionaj a Serviciului Românesc, Serviciul Român de Informații. Centrul de Strategie Aplicată nu ține de Serviciul Român de Informații, este un ONG, sunt președintele lui. L-am înființat la mult timp după ce am plecat. În prezent sunt funcționar public parlamentar, sunt șeful Biroului pentru Protecția Informațiilor Clasificate din Camera Deputaților, adică protejez informații, ceea ce trebuie să faceți și voi ca să nu ajungeți pradă agresiunilor informaționale. Câteva lucruri să vă mai spun despre mine. Cu timp în urmă am făcut paraștism de performanță, am scris puțină istorie, am obținut vreo 12 titluri de campion național, 5, 6, 7, 8, 9 la campionatele mondiale și 4 recorduri în cartea recordurilor omologate. Să faci sport de performanță este foarte greu. De ce? Nopți nedormite, regim alimentar, nu ai voie să consumi alcool, trebuie să dormi foarte mult și în final te consumi atât pe timpul lansării cu parașuta, unde ai foarte multe șocuri la deschidere, cât și consum psihic mare. S-a calculat, o lansare cu parașuta ajunge undeva la 8 ore de muncă fizică. Cam acesta este consumul, pe emoțional vorbind. Cât am lucrat în SRI, m-am ocupat, printre altele, și de protecția datelor cu caracter personal și de protecția datelor personale și de chestiuni de contraspionaj în care nu pot să intru în prea multe detalii și de criminalitate organizată. Ceea ce o să vorbim astăzi este o chestiune care vă privește pe dumneavoastră de la cap la coadă și sunt convins că mulți dintre dumneavoastră ați trecut prin așa ceva până acum. Este vorba de cyberbullying sau de agresiunea pe internet, hărțuirea pe internet. Ați trecut prin așa ceva? Să zicem mâna, cine a trecut prin așa ceva? Niciunul dintre voi? Ați trecut, nu? Și cum ați reacționat? Curaj! Ați avut vreo reacție sau ați lăsat lucrurile să curgă pur și simplu? O mică definiție. Agresiunea pe internet este hărțuirea cu ajutorul calculatorului sau a telefonului mobil. Sunt foarte, am un umor pe structură imens, dacă e ceva de râs, cu mare drag. Serios, să râd la toate glumele, n-am niciun fel de problemă. Hărțuirea are loc și pe bloguri, și pe pagina de Facebook, și pe pagini personale, pe forumuri de discuții sau mesaje. ...80% dintre adolescenți au fost hărțuiți pe internet. Eram curios câți dintre dumneavoastră recunosc. Procentul este imens. Să vedeți câte forme are această agresiune. Mai jos sunt niște procente, pur și simplu. 2/3 dintre cei hărțuiți nu au povestit la nimeni. Le este frică. Sau nu au încredere în autoritățile statului. Sau nu au încredere în profesori. N-au încredere că cineva ar putea să le țină partea. Dacă vi s-ar întâmpla așa ceva, ați raporta o agresiune? Ce te-a raportat? Aici vorbim de 3/3. Vorbim de toată lumea, nu de 2/3. Vedeți dumneavoastră? Tocmai de asta s-a dezvoltat fenomenul, pentru că există o nouă reacție. Tipuri de agresiune. Agresorul se dă drept victima hărțuirii. Face rost de parolă, accesează contul, după care începe să scrie în numele persoanei respective. Ați întâlnit acest gen de hărțuire până acum? Nu trebuie să fii elev. Poți să fii în orice categorie socială. În general, lucrurile astea se întâmplă când începi să contezi. De exemplu, când ajungi un jurnalist de marcă,
când ajungi un economist de marcă, când ajungi un politician, când ajungi un om de afaceri care are deja milioane de euro în cont. Deja lucrurile se întâmplă. Ați văzut că apar foarte multe conturi false? Și au ajuns vedetele să scrie numele și mai departe oficial. Adică eu sunt ăla, ăilalți nu sunt eu. Cel mai greu este când ți-a schimbat parola și nu mai ai acces la propriul tău cont. Și face ce vrea din contul tău. Ce faci în momentul ăla? Taci din gură în continuare? De hateri ați auzit, bănuiesc. A, păi bineînțeles. Câți nu sunteți hateri? Mâna sus. Ați văzut cum am pus întrebarea? Nu creezi un site de ură pentru un elev. Dar, de exemplu, pentru un personaj politic poți să creezi un site de ură. Nu unul, mai multe. Ca fapt divers. În România sunt peste 30 de site-uri în limba română care fac analiză politică și scriu despre politicienii noștri. Nu li se cunoaște sursa, nu au niciun administrator, nu au niciun fel de telefon de contact. Lista de urmă, și cu regret o spun, este o țară vecină, fostă prietenă, care uzitează. Și lucrurile nu se rezumă doar la noi, între noi. Lucrurile sunt la fel de grave și la nivel de țări. Agresiunea cu ajutorul telefonului mobil este cel mai des întâlnită, pentru că nimeni nu merge cu laptopul după el. Toți avem telefonul în buzunar. Ce mai ușor este să dai mesaje? Agresiunea pe bloguri, forumuri și așa mai departe. Sunt bloguri care fac la fel, tot felul de analize. Aveți, de exemplu, o pagină de Facebook. Ați văzut mesaje cu caracter jignitor pe pagină? Ați văzut? Am văzut și eu câteva. Agresiunea prin votarea pe internet. Câți dintre voi o practicați? Ce ziceți, urât sau frumos? E deșteaptă sau proastă? O practicați cumva? Este o formă de agresiune. Este o formă de agresiune în urma căreia, dacă cineva se supără, puteți să ajungeți în instanță, să fiți dați în judecată. Nu voi că sunteți minori, dar părinții voștri. Încercați să, dacă o folosiți, să o scoateți din obicei. Poate să-mi spună cineva țara cu cei mai mulți locuitori din lume? China. Pe al doilea loc? Pe al treilea loc? Facebook. Facebook. Este a treia țară ca număr de locuitori. Întâi de toate ar trebui să știți că Facebook este o platformă care nu ne aparține. A cumpărat cineva contul lui de Facebook? A dat cineva bani pe contul lui de Facebook? Este al nostru? Nici contul, nici platforma. Cui aparține? Deci, să aveți foarte multă grijă când folosiți ceva ce nu vă aparține. Mulți se plâng. Mi-au șters contul de Facebook. Dar e al tău contul? Ai dat bani pe el? Mi-au șters pagina. Mi-a blocat comentariul. Este ceva ce ne aparține? După cum știți, serviciile de informații americane au mulțumit Facebook pentru serviciile aduse. Tot ceea ce postați rămâne pe Facebook. Chiar dacă le ștergeți ulterior, ele rămân în continuare și vor fi folosite. În momentul ăsta nu contează, dar vine momentul în care creșteți mari și acestea vor conta. Și vor conta mai ales imagine compromițătoare. Cele cu paharul în mână, cele mor de beat, cele pe mese, cele în ipostaze, cele de la mare.
un sfert îmbrăcate. A apărut o știre la un moment dat. A fost dată de mai multe posturi de televiziune. Bombele sexy din administrația publică. Toate fetele erau dezbrăcate, mai puțin soția mea, care avea o rochie lungă până în pământ. Șansa a fost să cunosc pe cineva, să-i dau un telefon, să-i spun, mă, dar ce caut acolo? Am înțeles, e bombă sexy, mulțumesc frumos, dar nu-i dezbrăcată, uitați-vă lângă cine o puneți. Nu era dezbrăcată și a ajuns într-o știre, doar pentru simplu fapt că și-a declinat apartenența locului de muncă pe pagina de Facebook. Cineva a căutat, a găsit locul de muncă și a spus, hai să vedem, ce femei și-au declinat calitatea de lucrătoare în guvern? Ce femei și-au declinat calitatea de lucrătoare în Parlamentul României? Și așa le-au găsit pe toate. Și a ieșit o știre. În momentul ăsta nu contează pentru voi, nu vă afectează sub nicio formă cariera, însă mai târziu, cu siguranță. Tot ceea ce faceți acum se va vedea atunci. Toate discuțiile rămân, toate comentariile rămân. Să nu uităm, unii dumneavoastră au prost obicei să facă print screen și să dea mai departe. Câți din dumneavoastră nu faceți print screen? Ați văzut? Avem toate ustensilele la îndemână să ne compromitem reciproc. Toată lumea pe toată lumea, ne putem compromite. Păi așa a scris, așa a scris, ăsta e adevărul, așa a scris. Îi fac un print screen și îl dau mai departe. E în regulă? Vă zic eu că nu este, se strică prietenii. Și cuvântul ăla care se cheamă omenie începe să se dilueze din ce în ce mai mult. Cel mai mare risc, de exemplu, din discuția dintre noi, este telefonul smartphone. Și vă spun de ce. Oricând se poate transforma într-un aparat de emisie recepție dacă ai sculele potrivite. Dacă vă aduceți aminte, atunci când instalați un program, cineva vă cere. Aș vrea să văd, să vă accesez agenda telefonică, aș vrea să vă accesez media din telefon, producătorul programului pe care urmează să-l instalați. Aș vrea să vă accesez mesajele din telefon, aș vrea să vă accesez camera video. Când? Când habar nu ai. De exemplu, când stai pe toaletă și ești plictisit și începi să te uiți pe telefon și cineva îți accesează camera video fix atunci. Atenție mare în folosirea telefonului. Pentru că telefonul din ziua de astăzi nu a creat siguranță, ci creează foarte multe vulnerabilități. Despre Smart TV, care funcționează tot în online, puteți să-mi spuneți un risc? Te rog. Are webcam pentru aplicația Skype, care e deja instalată în televizor. Da? Și bănuiesc că poate să ne vadă când stăm să ne uităm la televizor cu familie. E perfect. Unde stă de obicei televizorul? În sufragere sau în dormitor. Câți dintre voi nu adormiți la televizor? Vedeți? Ideea era că televizorul poate să stea fără probleme în dormitor, în dreptul patului. Și poate fi accesat fără niciun fel de problemă camera video. De aceea vă recomand pe laptopurile care le aveți, dacă nu folosiți în mod constant Skype și așa mai departe, și alte servicii de comunicații, să puneți o bandă adezivă. Și la fel și pe Smart TV. Puteți să-mi spuneți o vulnerabilitate creată de GPS? Bun. Mai poate să-mi spune cineva? Haideți, vă rog, storceți-vă un pic creierul. La nivel de țară, vedeți un risc? GPS-ul la nivel de țară. Te rog. De acord, la nivel personal. Și la nivel de țară, care e riscul? Am atins GPS-ul pentru că există în telefonul dumneavoastră. Haideți să vă dau un exemplu simplu. Ați auzit firmele de transporturi de tiriști că pun GPS-uri pe toate tirurile ca nu cumva șoferii să fure benzină și motorină? Să le vadă traseul? În același timp să nu uităm. Toate GPS-urile, în momentul ăsta, în lume, funcționează prin cei 20 și ceva de sateliți americani
care aparțin Department of Defense, aparțin armatei americane. Toate exporturile României și toate importurile sunt văzute fără niciun fel de problemă prin intermediul acestor GPS-uri montate pe tiruri. Și vapoarele au, și avioanele au, și așa mai departe. Deci suntem o carte cât se poate de deschisă. Până o să avem noi GPS-urile noastre, folosim GPS-urile altora. Dar în același timp ne-am dezvelit cu totul. Folosiți WhatsApp, Telegram? Folosiți? De ce? De ce nu folosiți doar WhatsApp și folosiți și alte servicii? Pentru că pe Telegram sunt șterse mesajele. Odată și nu prea poți să faci print screen. Da. De ce? Și atunci de cine ne ferim? Ne ferim de interlocutor, nu? De interlocutor ne ferim. Dar de producător ne putem feri? Nu, de producător nu ne putem feri. Site-uri, programele de comunicare se spune că sunt criptate. Avem garanția cumva? Ni se spune programul, toate discuțiile nu rămân în niciun server. Avem vreo garanție cumva? Habar nu avem. Știți de cine ai făcut Telegram? De ruși. Apropo de strategii, de strategii aplicate. Atenție în folosirea programelor. Am scris mai jos, cu verde. Dacă vreți să fiți interceptați doar de către SRI, folosiți doar SMS. Pentru că dacă folosiți celelalte programe, veți fi interceptați de mulți alții, de multe alte servicii, de informații străine. Noi avem un messenger, dar habar n-avem cine-i spatele lui. Ca să poți să elimini sau să stopezi cât de cât fenomenul de cyberbullying, trebuie să te gândești în primul rând la riscurile de natură informatică, asupra sistemelor informatice, ca fapt divers. În Camera Deputaților, în fiecare zi sunt peste, poate să-mi spună cineva câte agresiuni informatice pe zi? Peste 300. Deci Camera Deputaților este atacată zilnic de peste 300 de ori. Nu numai Camera Deputaților, toate instituțiile statului. Ca să vedeți ce vulnerabilitate există în mediul online. Am scris aici niște sfaturi pentru dumneavoastră. Aveți calculatorul în față. Ca să nu existe riscul agresiunilor informaționale, trebuie să vă păstrați cu strictețe câteva lucruri. Și anume, dacă ai plecat de la calculator, îl blochezi. Îi dai log off. Dacă instalezi un software pe care nu-l cunoști, nu știi ce se întâmplă. Și aici vreau să vă dau un exemplu. Sunt foarte multe sindrofii selecte, pe la Marriott, de exemplu, în care toți primesc cadou de la câte o firmă un stick de memorie. Ați auzit de astfel de cadouri? Ați primit? Știți ce e pe el? Poate nu de fiecare dată, dacă ați uit stick-ul arătat. Sunt programe. Sunt troieni care în momentul în care încep să ruleze, în momentul în care îl bagi în calculator, s-a constatat că peste 90% dintre persoanele care primesc un stick de memorie, în primele 3 zile de când l-au primit, îl bagă calculatorul în calculatorul de acasă. S-a mai constatat că peste 70% din persoane bagă același stick în prima săptămână în calculatorul de la serviciu. Habar n-ai ce-i pe el. Sunt viruși, sunt troieni care încep să ruleze când? Când vrea producătorul. Ți se instalează singur în calculator, după o lună, două, trei sau după 5 ani și nu-l găsești. Și îți ia toate datele, toate parolele, toate datele din calculator și face ce vrea cu ele, după care te compromite fără niciun fel de problemă. Și atunci, cel mai bine este, în momentul în care primești un stick de memorie, prima oară să razi tot de pe el. Dacă permiți accesul persoanelor străine la calculatorul tău, vine un coleg și spune, auzi, nu mai am nimic pe telefon, poți să-mi dai și mie telefonul. Mi s-a terminat creditul, să dau și eu un telefon. Banii la ce te expui? Poate totul e în regulă, dar poate nu. Dacă dezvălui parola, ești ca și pierdut. Știți, aveam o vorbă în SRI. Dacă spui o vorbă unei persoane, știe unul. Dacă mai spui o vorbă unei persoane,
Știu. Ce cifră e asta? În litere, în cifre romane, 5. Dar mai poate fi și așa, se știe 2. Și atunci vorbim de 11. Dacă ai pus informația pe mediul online, o știu lumea întreagă. Vorbim de cei care știu să se uite. De obicei, datele confidențiale, datele cu caracter personal, nu se păstrează pe calculatoare legate la net, la internet, ori la intranet, ori la extranet. Sunt mai multe sisteme. De multe ori, să vă spun ceva, există sisteme în care și softuri în care poate să-ți intre în calculator prin rețeaua de curent electric. Și atunci nu se folosește priza, se folosește un sistem alternativ de energie. Porturile se acoperă ca să nu poți să bagi un stick de memorie, ca să ruleze un virus. Exemplele sunt multiple. Și ca să vedeți ca fapt divers ce au făcut rușii în ultimii 5 ani de zile, au mutat toate datele lor din format electronic în suport pe hârtie. Pentru că de pe o hârtie pusă într-un fișier de metal nu poți să obții absolut nimic. Dar dacă sunt date online, poți să le extragi fără niciun fel de problemă. Ați auzit de Data Protection Officer? De-a trecut pe la urechi? Este un cod ocupațional cât se poate de recent. Vorbim de un regulament european care anul ăsta, la 25 mai, va intra în vigoare. Este vorba de protecția datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană. Nou cod ocupațional este Data Protection Officer. Deci va fi o persoană desemnată care va fi responsabilă cu implementarea și cu protecția datelor cu caracter personal. Puteți să-mi spuneți niște date cu caracter personal? Care sunt? CNP-ul. Altele? Nume. Adresa. Seria și numărul de buletin. Imagine. Semnătura. Dar mai sunt câteva date cu caracter special. Vă puteți imagina cam care sunt? Poate fi. Starea de sănătate a omului. E dată cu caracter special. Apartenența religioasă. Tatuajele. Orientarea sexuală, dacă vreți. Sunt tot date cu caracter special. Au mai apărut de anul ăsta încă o categorie de date care trebuie protejate. Se numesc metadata cu caracter personal. Sunt datele cu caracter personal care conduc indirect la identificarea persoanei. Ceva de genul, ce firmă de taxi folosește persoana, de la ce supermarket cumpără de obicei persoana, la ce hairstylist merge de obicei persoana. Și indirect afli identitatea. Practic, când vorbim de datele cu caracter personal, sunt acele date care duc direct ori indirect la identificarea persoanei. Noi ce trebuie să facem? Trebuie să protejăm aceste date. În primul rând, gândiți-vă, poate să-mi spună cineva care e riscul major în furtul de identitate? Clonarea cardurilor funcționează. Vă iau toți banii de pe cont dacă nu vă țineți datele cum trebuie. Riscuri în cazul convorbirilor telefonice. Dacă vă aflați în public și vorbiți despre lucruri confidențiale, care este riscul? Să vă audă alții. Habar n-ai cine e pe lângă tine. Mai ales dacă vorbești tare. De obicei, telefoanele mobile, dacă ajung pe alte mâini, ar fi bine să fie verificate. Dacă aveți de cine. Pentru că telefoanele mobile se pot transforma fără probleme în aparate de emisie recepție. Dacă găsiți telefoane foarte scumpe la prețuri derizorii, să aveți foarte mare grijă. Ceva nu este în regulă. Și am văzut cazuri. La diferiți secretari de stat. Dom'le, nu vreți? Numai 100 de euro. De unde? E furat din străinătate. Bine, mă, hai, poftim. L-a cumpărat, gata, prelucrat, cu softul instalat. Se auzea tot. Și există și acum softuri pe piața neagră prin care poți să, dacă vrei să interceptezi toate discuțiile de pe toate tipurile de messenger.
Și e foarte ușor să trimiți softul respectiv la cineva. Îl poți ascunde inclusiv după o fotografie. Îți trimite o fotografie, ai deschis-o și a început să-ți ruleze în telefon. Atât de ușor este. Să vă mai spun un lucru pe care nu știe foarte multă lume. Firmele de telefonie mobilă scot tiruri întregi din România cu CD-uri care conțin discuții telefonice. Toate discuțiile telefonicele noastre rămân pe CD-uri și DVD-uri și sunt scoase din România. Nu mă întrebați unde le duc, că nu știu, însă ele sunt stocate. Și le-o adică pot fi valorificate în defavoarea noastră. Despre programele pe care ar trebui să le instalați pe telefon am mai vorbit. Să fiți cu mare atenție ce vă cere producătorul programului. Dacă vă cer chestiuni de genul accesarea convorbirilor telefonice, accesarea camerei, sunt deja lucruri care sar în afara firescului și ar fi bine să refuzați programul. Poate mai există și alt program care face aceleași lucruri. Puteți să vă instalați în telefon, de exemplu, un program de verificare a faptului dacă aveți softuri instalate pe lângă softurile care le știți că le-ați instalat deja. Și vedeți dacă aveți un program care rulează și de care nu știți. Ce mai bine să puneți lacăt pe telefon. Și acum haideți să vă mai spun niște lucruri care au oareșcare tangență indirectă cu ce am vorbit până acum. De exemplu, la participarea la diferite evenimente. Participați la evenimente, de obicei. Școlare. Sunt programe școlare, sunt programe internaționale. Ce vorbiți când vă duceți? Vorbiți despre orice? Haideți să vă spun. Instituțional, când creșteți mai mari și o să lucrați într-un cadru organizat, că noi trăim doar instituțional, nu prea putem trăi în afara instituțiilor, puteți vorbi doar cu un anumit mandat. Adică, de aici până aici. Atât. Dacă vă duceți, de exemplu, la o recepție diplomatică, o să aveți o surpriză. Nimeni nu se atinge de mâncare, deși sunt cele mai fine mâncăruri. Toată lumea e pusă pe discuții, pe obținerea de informații. Așa se întâmplă la toate recepțiile diplomatice. Nu se vedeți mâncând oameni acolo, dar o să vedeți pe toți stând de vorbă. Păstrarea siguranței întâlnirii este foarte important. Într-o discuție, de exemplu, ca noastră, care e principalul risc după telefonul smart? Geamurile. Sunt programe care funcționează nu de ieri de astăzi, deja sunt zeci de ani, în care poate să-ți pună un fascicul laser pe geam și toată discuția din această încăpere să fie perfect reprodusă. Florile, în general, să știți că nu toate sunt nouă structură organică. Multe dintre ele sunt Philips. Și nu se pune apă la rădăcină pentru că se ard acumulatorii. Se folosesc aparate de interceptare. Când călătoriți în străinătate, are mare tangență și cu cyberbullying-ului. Ce faceți? Ce trebuie să faceți? Întâi de toate, vă duceți pur și simplu? Ce trebuie să știți? Hai, curaj! Un pic din legislația țărilor respective trebuie să știți. De exemplu, dacă te duci, sănătate, dacă te duci într-o țară occidentală, poate n-ar fi o problemă. Dar dacă te duci într-o țară islamică, nu este bine să recunoști cultura? Să vă zic o vorbă care a spus-o un celebru profesor. Cultura mănâncă strategiile pe pâine. Dacă nu cunoști cultura locului, poți să ai toate strategiile din lume că nu valorează doi bani. Dacă nu cunoști cultura locului. Numărul de telefon de la ambasadă și de la consulat este foarte bine să-l aveți, că nu se știe. Oricând se poate întâmpla să ți se înșeneze ceva. Protejează-ți camera de hotel. De ce am scris-o? Ce se întâmplă într-o cameră de hotel? Vă rog, să nu râdeți. Se pot ascunde camere video? Se pot ascunde, bineînțeles. Să vă spun. Nu există patron de hotel, nu din România, din toată lumea, să nu fie recrutat de către serviciile de informații. Orice informație care o aveți asupra voastră nu trebuie lăsată în camera de hotel. Se intră fără probleme într-o cameră de hotel. Puteți afla dacă a intrat cineva în lipsa voastră? De ce nu? Cum? Se poate cunosc covitoare în topul și dacă
E perfect. Dar scopitoarea se vede. Ce pui altceva ce nu se vede? O hârtie. Nici măcar. Ceva ce nu se vede. Un fir de păr. Dacă ai rezemat un fir de păr de ușă și nu-l găsești tot acolo unde l-ai pus, intră cineva pe lângă tine. Și îți mai dau încă una, că asta nu știai. Se pot face niște boabe din plasteline și le pui sub mocheta de la intrare. Tu știi unde sunt, bineînțeles, calci peste, dar cine nu știe, calcă fix pe ele. Și le găsești urtite. Sau să mai dau un alt exemplu. Poți să lași un reportofon cu înregistrare pe voce, pur și simplu lași la vedere. Cine intră înăuntru la cel mai mic zgomot, se declanșează. Care e problema că se declanșează? Omul se duce, vede reportofonul și șterge. Dar problema este că tu înainte ai înregistrat un Mozart și bucata aia lipsă de muzică, unde este? Și atunci știi că a intrat cineva în lipsa ta. În momentul ăsta nu contează, dar vine momentul în care contează. Am scris protejează-ți gunoiul. Să vă spun ceva, gunoiul spune despre dumneavoastră mai multe decât vă puteți imagina. Doar prin ce aruncați la gunoi. Și ar mai fi una care nu este scrisă, dar totuși ar fi bine să vă amintesc. Nu este cazul vârstei voastre, însă de la o vârstă încolo lucrurile se schimbă undeva în atitudine și în caracter. Cine are prost obicei să meargă, de exemplu, la prostituate, aș vrea să vă spun că pe Magheru, unde există prostituate de lux, marea majoritate a camerelor au cameră de filmat. Bineînțeles, fără să știi. Sunt filmări secrete. După care, tu ca persoană publică, primești un telefon și care sună în felul următor. Domnul deputat, avem o filmare nemaipomenită cu dumneavoastră, colecția Best Of, vă rugăm să ne spuneți la ce televiziune să o dăm. Păi n-aș vrea la nicio televiziune. Perfect. În cazul ăsta ne împrietenim. Și în momentul ăla ești compromis. Și o să vă dau un exemplu, din păcate dureros pentru România. Este vorba de ambasadorul, de un fost ambasador a României în Republica Moldova, care avea o vârstă onorabilă și s-a crezut zmeu că a cucerit o fată tânără de 20 de ani. Bineînțeles, toată acțiunea a fost filmată, serviciile de informații s-au dus cu filmarea și au spus avem filmarea și dorim să colaborăm ca să nu vă compromitem. Păi și ce aveți de gând să faceți? Păi dacă nu vreți să colaborăm, o să-i o dăm soției dumneavoastră. Și respectiv vă spune, puteți să-i o dați soției ca să vadă ce tauri sunt, pentru că mă jignește de foarte multe ori. Da? Bun, în regulă. Nu i-a dat-o lui nevastă sa, însă a apărut o știre în Republica Moldova, cu filmarea în clar și jos scria în felul următor. Așa cum domnul ambasador o călărește pe această tânără, românii vor călări Republica Moldova. Ca să vedeți ce înseamnă un risc și ce înseamnă o agresiune și unde poate ajunge. Și toate lucrurile astea vi le-am spus, unele dintre ele sunt jenante, doar ca să vă trezesc puțin și să vă dați seama de riscul acestor acțiuni. În general, este bine să respecti niște reguli, nu doar să primești un anumit gen de comportament, trebuie să și dai un anumit gen de comportament. Și atunci, cel mai bine este să fii politicos în tot ceea ce vorbești. Ar fi foarte bine să folosim și cratima, ar fi foarte bine să folosim și diacriticele, ar fi foarte bine să folosim limba română așa cum trebuie, pentru că o deformăm și păcat de ea. Gândește-te la ceea ce scrii. Să vă spun ceva, gândirea este un exercițiu. Dacă nu-ți folosești mușchiul creierului, la un moment dat, nu o să-l mai poți folosi exact când trebuie. Știți că foarte mulți dintre elevi citesc și citesc foarte bine, dar nu reușesc să înțeleagă ceea ce citesc? Respectă persoanele de altă etnie sau de altă rasă. Noi, spre fericirea noastră ca neam, nu am avut probleme de genul ăsta. În altă parte sunt problemele, nu la noi. Respectă legea țării tale și a țării interlocutorului. S-ar putea să existe alte reguli. Și să vă mai dau încă un exemplu destul de bizar și de penibil, ce înseamnă obiceiul locului. Mi l-a povestit personal domnul Belu, care a fost an de zile antrenorul lotului național de gimnastică. Într-una din, nu știu, pe la Eschimoși, la un moment dat, ajunsese în casa celui mai bogat om al locului. Când au ajuns, au mâncat în seara respectivă și când se plece la culcare, îi spune, uitați, soția mea merge cu dumneavoastră. Și o să spune, pe cum adică? A, nu vă place de ea? Nicio problemă, o omor. Și ce s-a gândit omul? Dacă nu iau pe nevastă salul ăla,
Femeia moare. Ce ar trebui să fac ca să fie în regulă? Puneți-vă în situația lui, o secundă. Ce ați face? Situație delicată. Dar omul, vă spun ceva, are o gândire care intră în zona supralogicului, este foarte deștept. Și a răspuns în felul următor. Pentru cum te-ai purtat în seara asta cu mine și m-ai invitat, eu voi fi obligat să te invit în România, ce se va și întâmpla în scurt timp. Și dacă tu mi-o ceri pe nevastă mea, eu te voi omorâ pe tine. Și a rezolvat problema în mod onorabil. Și au dat seama și unul și altul că există diferențe foarte mari de cultură. Asta înseamnă să cunoști obiceiurile locului când te duci în altă parte. Bineînțeles, cu drepturile de autor ar trebui să vă intre în sânge de pe acum lucrurile. Pentru că noi șeruim de foarte multe ori și s-a întâmplat și cu poze de ale mele să fie cropuit unde sunt eu și să apară doar o altă secvență. Și a fost dureros pentru mine. M-am chinuit să fac o fotografie. N-a fost în regulă, n-am reacționat nicicum. Doar am bătut obrazul. Evitați imaginile pornografice, în primul rând că nu vă fac cinste. Și în al doilea rând că peste câțiva ani de zile o să vă coste. Ultimul punct este cel la care sunteți corigenți toți. Raportează ilegalitățile pe care le observi. Vedeți cum funcționăm. În România, de exemplu, dacă află cineva că ai fost colaborator al securității sau al Serviciului Român de Informații, toți o să spună că ești un delator, că ești un trădător și așa mai departe. Uitați-vă la Israel, care există între țările arabe și în care am fost de două ori, urmează să merg a trei ori, am văzut o cultură a securității cum n-am văzut-o în altă parte. Toți oamenii sunt adunați și formează un monolit pe care nu poți să-l spargi. Știți cum poți să faci să nu te asculte nimeni? Haideți, eu am găsit soluția. Să vorbești normal. Altă părere. Să vorbești cu dată. Să vorbești cu dată. Altă părere. Să scrii. Altă părere. Știu că la un dat, le politicienilor se făceau la o masă, vorbit normal și un televizor dat foarte tare între ei. Deci, dacă vrei să nu te asculte nimeni, trebuie să taci definitiv din gură. Altă soluție nu există. Motiv pentru care orice ce spuneți trebuie să fie asumat. Evident, asta este o problemă gravă în rândul tinerilor.